Uite, e o carte pe care ai recomandat-o și chiar am să o citesc. Și îți mulțumesc pentru recomandare. Crezi că, având în vedere ce se întâmplă acum, și după aceea o să te rog și din punct de vedere al imaginii, la tot ce se întâmplă, să vorbim despre Israel, despre Palestina, mai poate fi Ierusalimul vreodată capitala a două țări, a două state? Eu mă feresc să fac predicții, fiindcă, mă rog, prorocirile țin de alte. Trebuie să primești o voce de sus ca să fii proroc. Restul o folosești Crezi că din ce omenească. Brucan a primit vocea de sus? Nu, Nu. și cred că de-aia nu i-au ieșit întotdeauna. Mi-e foarte greu să spun ce se va întâmpla, fiindcă a zis că intrăm pe Da, te imagine. rog. Practic, noi acum suntem într-o realitate care diferă foarte mult de ce a fost acum 20 de ani sau 40 de ani. Și această realitate se numește, în principiu, dispariția centrului. Ce înseamnă? Întotdeauna, în toată istoria noastră, mă rog, de când avem concepte de opinie publică, creere de imagine, comunicare instituțională, aveai o minoritate într-o parte, o minoritate în altă parte și la mijloc aveai centru, simplificând, evident. Deci aveai niște oameni radicali într-o direcție, niște oameni radicali într-o direcție, dar pe Extremele. mijloc era centru. Toată opțiunea, toată munca pe care o făcea comunicatorul politic într-o democrație era. Nu se referea nici la radicalii care țin cu el, nici la Nici radicalii dimpotriva celorlalți, ci încerca la o cale de mijloc. mutarea centrului către ei ca să câștige alegerile. Din motive numeroase, părinți că nu avem timp să le vorbim. Adică să ia și de la unii și de la alții, să fie votat și Să fie votat de centru care era neutru în principiu. să fie votată de centru. Asta era tentativa, Am să înțeles. câștigi majoritatea, să muți centrul spre partea ta, să-i convingi cu anumite lucruri și să obții un anumit tip de majoritate electorală. Centrul însă avea o caracteristică, nu era implicat în extremă, nu avea pornirile, mesajele, trăirile extremei. În principiu își vedea de viață și s-a uitat cu jumătate de ureche, asculta cu jumătate de ureche ce spun aceste grupuri radicale din margine. Convingerea mea este că din cauza sau datorită, cum vrei să o pui, internetului, centrul s-a micșorat foarte tare. Și s-a radicalizat. Deci este într-o parte sau în alta. Noi avem de-a face nu cu două triburi mici și un mijloc calm, ci cu două triburi mari. Două sau mai multe triburi mari, în funcție de fiecare țară, lucru care se regăsește și în România. Când se radicalizează, da, lucrurile. Numai că radicalizarea deja e permanentă. În acest moment, această radicalizare permanentă face ca lucrurile să fie foarte greu negociabile, fiindcă nu are cine să constituie majoritatea calmă. Fiindcă tu, de fapt, ai majorități nervoase. Majoritatea aia de centru Da, despre care vorbeai. deja majoritățile tale sunt nervoase. Și acum venim la imagine. În 2 ani de zile, din 2022 încoace, deci 2022 și 2023, noi am constatat prăbușirea a două percepții. Multe altele, dar două percepții importante. Prima percepție a invincibilității și puterii armatei ruse, lucru care s-a prăbușit ca urmare a Ucrainei, și al doilea lucru este al impenetrabilității statului Israel. Acestea sunt două percepții la care atât rușii cât și israelieni au lucrat foarte mult. Și au creat o aură bazată, evident, și pe o anumită realitate, rușii, număr, istorie, forță, mai departe, israelieni, Istoric, da. victorie în patru războaie cu statele arabe, tehnologie dezvoltată, dar și foarte mult soft power, filme, documentare, legende, toate Cărți. aceste lucruri au construit niște imagini, niște percepții, pe care însă noi ne construiam analizele și existența. În momentul de față, atât căderea imaginii statului forței armatei ruse, cât și proaspăta afectare a imaginii impenetrabilității Armatei izraeliene, da, și a statului statului, Israel da. și serviciilor speciale Da. și mai departe, duc la o rescriere a unei realități pe care noi o trăim, fiindcă noi ne construim imaginea mult mai ne construim judecata mult mai mult pe percepții decât pe adevăruri. Și asta este lucru pe care sper că lumea îl înțelege. Noi nu trăim după adevăr. Noi ne trăim după percepția noastră despre adevăr, percepție care este intermediată de lucrurile pe care le înghițim, fie din televizor, fie cel mai mult de pe net. Din telefon. Telefon, net, Dacă nu mai e un telefon, e un e un calculator, de fapt, calculator, da. da. Deci noi practic trăim pe o percepție fabricată de alții, în lumina căreia acționăm într-o direcție sau alta. Dacă ne uităm acum la ce se întâmplă în Europa, din nou din perspectiva imaginii, Europa, Statele Unite mai puțin, dar cu toate că scrisoarea de la Harvard este reprezentativă în direcția asta, vedem din nou aceeași tribalizare.
Sunt unii care spun Israelul are dreptate, rădeți-i pe toți, sunt ceilalți care spun Israelul merită tot ce îi se întâmplă, gazați evrei. Dacă țineți minte, replica din Australia. Această radicalizare nu este, din nefericire, aplicabilă numai unor minorități, ci deja se extinde și unor mase mari de oameni. Mase mari de oameni care au un punct de vedere constituit pe baza percepții aflate pe media sau și mai mult pe comunicările, rețele sociale, comunicarea online și așa mai departe, și care le construiesc niște puncte de vedere bazate pe propria lor experiență, amestecată cu percepția unei realități și duc la o concluzie. Până nu de mult, percepția era că statul Israel era imposibil de clintit de oricine din vecinii săi arabi. Poate mai puțin de organizație teroristă, cum e Hamas. De trupele, de comandourile Hamas. În momentul de față, mie mi-a tras atenția replica unui lider Hamas, care a zis, noi deja ne-am atins obiectivul. Asta mi s-a părut una dintre replicile extrem de importante ale zilelor acestora. Fiindcă, într-adevăr, acesta a fost obiectivul. Că pasul 2 a venit, că la acest moment Iranul cheamă la o coaliție a țărilor arabe. Aia vom vedea. Probabil că și distanțele între șiii și suniți sunt suficient de mari ca să nu se întâmple acest lucru. Ca să se întâmple. Dar, una peste alta, victoria la nivelul percepției făcută de Hamas este una indubitabilă. În momentul de față, Israelul va trebui să petreacă alt timp pentru a reconstrui o anumită percepție care să-i asigure securitatea cum i-a asigurat-o și până acum. Poate să nu se întoarcă la ceea ce a avut ca imagine, dar să recâștige încrederea cetățenilor în ceea ce vrește siguranța, securitatea și a statului. Și apoi imaginea externă, care pentru ei a fost extrem de importantă. Totuși, trăim în lumea filmelor. Manipularea prin ficțiune este una de manipulările extraordinare pe care le-a dezvoltat secolul 20, în primul rând ficțiunea cinematografică. În câte filme am văzut trupele speciale evreiești, armata evreiască, învinsă? Nu. Niciodată. Uh-huh. Avem o realitate care cum să spun, contrazice aceste filme, chiar pentru o perioadă scurtă de timp. Este foarte clar că în această confruntare Israelul va învinge Hamasul. Aici nu cred că are un dubiu nimeni. Problema este și cum îl învinge. Și cu ce costuri. Și cum îl învinge. Fiindcă mergem la următoarea imagine. Fiindcă avem o imagine aceasta a Hamasului care a străpuns teribil al Iron Dome și a învins forțele speciale super antrenate ale Israelului. Și au murit oameni. Bun. A doua imagine este cea a grozăviilor. Evident, Israelul a putut să pune pe masă și înțeleg că imaginele sunt unele chiar terifiante. Copii omorâți, femei decapitate, a fost și acel trup al nemțoaicei tărat, târât prin camioane și mai departe, pe care l-am văzut. Deci avem o imagine a grozăvie. Pe de altă parte, deja comunicarea Hamasului scoate la iveală, la rândul ei, 140 de copii morți, străzi distruse, oameni disperați și așa mai departe. Această balanță a barbariei, îmi pare rău, termenul trebuie folosit. Dar e o bătălie. Exact, această dincolo de bătălie. Mm-hmm. Fiindcă noi mai avem tot bătălia imaginilor. Imagini, exact. Da. Aici avem încă o bătălie a percepțiilor. Cine, în primul rând, cine este mai legitim să folosească violența în sine, monopolul violenței, legitimității violenței? Doi la mână. Cine a suferit mai mult sau cine a provocat mai mare dezastru? Ori aici avem un joc de imagine care va conta foarte mult pentru viitor. În principiu eu mă feresc să fac comentarii de tipul speculativ, fiindcă nu-mi plac. Dar am avut impresia că în primă fază, partea aceea de agresivitate pe care a emis-o Hamasul, prin diverse lucruri transmise pe TikTok cu familiile terifiate de evrei, chiar eventualele împușcături, acele corpuri de femei târâte prin mașini și așa mai departe, au fost făcute pentru a provoca un răspuns supradimensionat al Israelului, care să-l descalifice ca partener de discuții pentru alte state arabe. Eu îndrăznesc să cred, nu ideea mea, a fost enunțată, că una dintre mizele majore ale acestei, una dintre ele, să nu fie o intervenție disproporționată, este ca Israelul să nu realizeze acea pace, acea normalizare a relațiilor cu marele stat islamic care este Arabia Saudită. Gândiți-vă că
Da, mă rog, se discută despre asta. Ei au vrut, la un moment dat, au făcut acel pas spre normalizare sub egida americanilor, în paralel cu tentativa de normalizare a relațiilor și a sunii între Iran și Arabia Saudită, sub egida Chinei. Această bătălie între superputeri, cine cu cine se împacă și ce axe se construiesc. Cine e garantul acestui. Exact. Părea că este câștigat de America, Israel, Arabia Saudită, care se întorcea oarecum, deși membră BRICS și așa mai departe, se întorcea oarecum în partea aceasta a societății, pe fisura care există acum cu Rusia. E, în acest moment, dacă Israelul va ucide foarte mulți palestinieni, care trebuie să reținem, sunt suniți, Arabia Saudită va avea o mare dificultate în a încheia și toți suniți, și practic Iranul. Sunt Iranul și, mă rog, Irakul. Va avea mari dificultate să încheie un acord vizibil, fiindcă e posibil să-și alieneze propria populație. Și ar putea ca aceasta să fie o întremize și Israelul să fie prins în acest clește. Pe de o parte, opinia publică a lor, care este șocată de ce s-a întâmplat, pe de altă parte, ineficiența atât a unei garnituri politice, cât și a unei garnituri militare, da. Și pe de altă parte, deci nevoia de reacție violentă, și pe de altă parte, calcule diplomatice pe termen mediu și lung, care ar trebui să-i pună într-o zonă, dacă vrei, de temperare. Reacția lui Erdogan mi s-a părut exemplară. Reacționați, dacă ca un stat, nu ca o organizație. Primul ministru al Irlandei, la fel a spus, fără o intervenție disproporționată, exact. Și așa mai departe. Până sunt multe voci până care și America vorbește de o intervenție. Inclusiv Biden spune că să nu fie crime de război. Să fie temporat și așa mai departe, da. Să respecte legile războiului.